Bună ziua, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prieteni, parteneri de dezvoltare. Vreau să vă mulțumesc din numele meu și a întregii echipe, în primul rând, pentru că ați acceptat invitația la acest eveniment, acest raport de evaluare a primului an de activitate a Parcului IT. Parcul IT, Moldova IT Park, lansat în data de 1 ianuarie 2018. Ideea de a susține domeniul IT, ideea de impozit unic și multe, multe alte chestii importante pentru acest sector a fost lansată de domnul Pavel Filip, pe atunci ocupând mandatul de ministru în cadrul Ministerului Informației și Telecomunicațiilor. Deci, domnule prim-ministru, vă oferim cuvântul să ne povestiți poate cum a venit această idee. Mulțumesc mult, Kirill, stimați prieteni. Îmi face o onoare deosebită să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră la acest eveniment. Trebuie să recunosc că am și emoții deosebite, pentru că astăzi vom vorbi despre un proiect, un an de activitate deja a parcurilor IT virtuale, un proiect care, poate dacă zice că mi este aproape sufletului, ar fi foarte puțin, an de zile, împreună cu colegii de pe atunci de la Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, am portat acest proiect până când ce a văzut lumina zilei. Astăzi este important pentru că suntem în data de 17 mai, zi când sărbătorim Ziua Internațională a Comunicațiilor și Societății Informaționale. De aceea vreau să aduc felicitări tuturor, pentru că este sărbătoarea dumneavoastră profesională și să vă doresc în continuare mult succes. Desigur, îmi aduc aminte nu doar cum am început acest proiect, îmi aduc aminte, în general, cum am venit la Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor. Trebuie să recunosc că atunci am venit în alt domeniu. Domeniul IT pentru mine era unul străin și pot spune, într-un moment oarecare, mai nu m-am lăsat și eu tentat într-un mod oarecare de a participa la forumuri pretențioase, în paneluri, coffee break-uri și discuții de astea interminabile, dar mi-am revenit foarte repede cu colegii și pentru că vă spuneam, proveneam dintr-un domeniu unde mai puțin se vorbește și mai mult se muncește, am încercat să identificăm care sunt constrângerile pentru domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor în general, pe atunci în Republica Moldova. Ne-am pus întrebarea ce putem face noi ca minister, instituție centrală, pentru cel puțin a nu încurca acestui domeniu din care era și rămâne a fi unul foarte promițător. După mai multe analize, evident că am început-o, îmi aduc aminte, în 2013, pare mi se, cu prim document de politici la care eu țin foarte mult, Moldova Digitală 2020. Și atunci am încercat să înglobăm în acest document toate elementele sau ingredientele de bază care, în viziunea noastră, urmau să ducă la dezvoltare în continuare a societății informaționale. Și să le luăm pe rând, acestea fiind identificate de către noi, unul ținea de infrastructură și noi am convenit că trebuie în continuare să dezvoltăm infrastructura comunicațiilor electronice. Atunci am venit cu un document foarte bun pe timpul acela, din punctul meu de vedere, programul național pare mi se de utilizare eficientă a frecvențelor. Astfel am făcut regulă în frecvențe și poate asta a dus și la o laturație mai înaltă atunci când vorbim de internetul mobil sau date mobile.
Și nu în ultimul rând, desigur, am continuat politicile de dezvoltare a infrastructurii de fibră optică. Al doilea element al acestui document de politică, strategie, ținea de conținut și servicii. Noi am zis că trebuie să creăm politici pentru a stimula crearea conținutului digital propriu și, desigur, că am început-o de la serviciile pe care le oferă guvernul și astăzi mă bucur să vă spun că avem creat Agenția de Servicii Publice și prin ghișeul unic, practic, se acordă servicii electronice peste 160, pare mi se, de servicii. Apoi, al treilea element sau pilon, cum îl numeam noi, ținea de capacitate. În primul rând vorbeam de pregătirea tuturor capacitățile de utilizare, pentru că una e să ai infrastructură, doi chiar și conținut, dar cineva trebuie să beneficieze de tot acesta. Și atunci vorbeam în linii mari despre curicula școlară, dar și capacitatea funcționarilor să poată mânui bine acest domeniu. Și al patrulea pilon era securitatea cibernetică. Noi nu ne-am oprit atunci doar cu acest document de politici. Ulterior am venit la următorul summit, pare mi se, ICT, și am prezentat strategia de dezvoltare sau de sporire a competitivității a industriei tehnologiei informației. Inițial acest gând era ca să fie înglobată în strategia Moldova Digitală 2020, după care am considerat prea serios și am venit cu un document aparte. Elementele principale ale acestei strategii, iarăși erau trei din memorie, dacă mi-aduc aminte, unul ținea deja tot de curiculă, dar de curicula universitară, astfel încât universitățile să pregătească cât de cât specialiști aproape gata să lucreze în domeniul IT. Al doilea element ține chiar de încăpire unde ne aflăm astăzi, era aceste centre de excelență, pentru că concluzia noastră era că ce pregătesc universitățile și până ne-am mijlocit în industrie, în companie, trebuie să existe un ambreiaj de adaptare permanentă. Și trei, desigur că a fost această idee cu parcurile IT, parcurile IT virtuale. Nimeni nu credea în această idee la bun început, eram un grup mic de entuziaști și, apropo, pe această cale vreau să mulțumesc încă o dată, pentru că îi văd aici în sală pe domnul Vitalie Tarlev, pe Dumitru Parfediu, mai era pe Andrei Cușcă, știu că Sergei, Sergiu Voitovski și desigur că cu suportul celor de la USAID care au crezut în acest proiect și ne-au ajutat foarte mult cei de la Pricewaterhouse. Cu toate studiile, că trebuiau de făcut foarte multe studii, astfel încât să fim foarte convingători. Am fost foarte insistenți și poate trebuie astăzi, pot să recunosc că am avut atâta insistență și curaj, poate este unicul proiect unde mai multă inițiativă a fost din partea structurilor guvernamentale decât, nu vă supărați, din partea industriei neapărat. Poate este un proiect unic de felul acesta și am reușit, îmi pare bine și iată astăzi deja avem un an, vom asculta un raport despre cum funcționează parcurile IT virtuale și eu rămân exact la aceeași idee cu care trăiam atunci când eram ministrul tehnologiei, informației și comunicațiilor, că acest domeniu este unul foarte important pentru țara noastră. Este un domeniu care oferă una din șansele de dezvoltare în general a țării. Prin 2012, încă vorbeam despre acest domeniu, că cel puțin ne poate rezolva câteva probleme. Și vorbeam despre eliminarea corupției și birocrației din instituțiile statului. Și astăzi pot să vă aduc un exemplu chiar concret, cum aplicând tehnologia informației,
am obținut rezultate bune și în acest sens. Un exemplu este, revin încă o dată în a spune, Agenția de Servicii Publice. Un proiect, iarăși, care a fost plămădit de mult, dar luând în considerație coalițiile politice complicate care erau în timpul acela în guvern, nu a putut fi realizat atunci, pentru că erau diferite structuri în subordine ministrilor care veneau de la diferite partide și doar acum am putut realiza acest proiect și aceste servicii, eu cred că datorită utilizării tehnologiilor informaționale, au devenit foarte transparente. Dacă nu mă credeți, puteți să mergeți în aceste centre multifuncționale și o să vedeți că nu mai e nevoie să ai cunoștință, nu mai e nevoie să vii cu multe acte, cu multe hârtii, dar foarte repede și transparent totul, toți sunt deserviți. Și desigur că eu cred că acest domeniu poate duce la dezvoltare economică a țării noastre. Nu vreau să repet cuvintele pe care le-am spus de multe ori, dar asta este resursa importantă a Republicii Moldova, oamenii, alte bogății noi nu avem. Și domeniul tehnologiei informației este acela care are nevoie de această resursă și companiile IT, astăzi sunt companii care sunt listate la bursă, cred că cu cotațiile cele mai înalte. De asta eu am trecut cu, trebuie să recunosc, cu ochii puțin peste acest raport și îmi pare bine că doar într-un an de zile, imediat cum a fost lansat parcul virtual IT din Republica Moldova, astăzi avem peste 339 de rezidenți, salariul minim, mediu, de fapt, este de 28.000, un salariu care în timp de un an de zile a crescut de două ori pentru rezidenții din parcurile IT. Iarăși, putem face o paranteză și să numim lucrurile pe nume. Asta ar însemna că lucrurile au devenit transparente. Nimeni în așa condiții nu mai are nevoie să dea salarii mai mici sau să ascundă salariile, pentru că există doar un impozit unic. Și îmi pare bine că noi continuăm cu aceleași turații, vânzările au crescut, serviciile din parcurile IT au crescut într-un an de zile cu 26% în comparație cu anul precedent și constituie, pare mi se, din exportul de servicii 15%. Acestea sunt rezultate de care trebuie să ne mândrim. Și pe această cale vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, pentru că fără voi acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Vă mulțumesc pentru că ați crezut, vă mulțumesc pentru insistență. Noi am mai avut discuții și anterior, am făcut o analiză ce nu a mers bine. Ați văzut că foarte prompt am reacționat și am modificat chiar și cadrul legal, chiar și prin hotărâri de guvern, astfel încât să mai eliminăm toate aceste neajunsuri cu care ne confruntam. De aceea vă mulțumesc foarte mult și doar simbolic, astăzi chiar vreau și am deosebită plăcere să înmânez niște diplome, care este cea mai înaltă distinție pe care o poate oferi guvernul pentru câteva companii rezidenți ai parcului IT virtual. Zic simbolic pentru că meritați cu toții acest lucru și o să începem cu cea mai dinamică companie IT, nou creată, IT Lab Services, SRL. Vă rog! Următoarea diplomă se acordă celui mai bun angajator, Mixbook SRL, companie rezidentă în Silicon Valley, care s-a remarcat printr-o investiție impresionantă în condițiile de muncă ale angajaților și renovarea unui edificiu istoric. Mulțumesc foarte frumos, dacă îmi permite să spun doar câteva cuvinte.
Decizia de a investi în Moldova pentru Mixbook a fost una care cel puțin de la bun început a fost probabil cu un anumit element de risc, mai ales că eu lucrasem în avocatură și știam că nu întotdeauna poveștile se termină super fericite. Însă s-a dovedit mai mult decât deci ceea ce am sperat pe vremea aceea, dacă vă amintiți, acum vreo 3 ani, exista deja un număr de stimulente financiare fiscale pentru investitori în IT. Și știu că în momentul în care această lege a parcurilor IT a fost anunțată, primul lucru care m-am gândit era, hai nu stricați nimic cu legi noi, pentru că aveam sentimentul ăsta, nu știu, vreau să parafrazez un prim-ministru rus, mă tem Cernomir, din care la un moment dat spusese că orice, noi începem cu cea mai bună intenție și se termină ca de obicei, sau orice clădim arată ca partidul comunist. Deci era un moment în care era o teamă că un lucru bun s-ar fi dus. Pot să spun acum, după deja un an de rezidențiat, sau aproape un an, că efortul la care foarte mulți dintre cei de față s-au înhămat a dat roade și a dat roade mari. Îi văd pe profesioniști de la PricewaterhouseCoopers care au lucrat, văd pe Zeița care a schimbat industria vinului în Moldova și mă bucur să văd că pune mâna ei magică și aici și bineînțeles restul colegilor. Foarte rapid, avantajele cred că le știm toți, le-am auzit de 1000 de ori, într-adevăr, taxa unică, eu deja o povestesc asta ca o fantezie a altora din alte țări, taxa unică, modalitatea ușoară de a angaja inclusiv profesioniști străini pentru a, cel puțin pe moment, pentru a alevia, cum să zic, lipsa de uneori de forță de muncă, care, din păcate, e un side effect al succesului și multe, multe altele. Ne-au făcut să avem încredere. În ultimul an, mai mult decât ne-am dublat numărul de angajați și sperăm ca în următorii 2 ani să ajungem și mult mai mari. Așa că vă mulțumim foarte frumos și mulțumim din nou. Și noi vă mulțumim. A trebuit frumos să conferă pentru cel mai social responsabil rezident, Simpals Dev, SRL, unul dintre cei mai mari angajatori și contribuabili cu programe sociale complexe orientate spre educația IT. Este invitată administratoarea Moldova IT Park pentru a ridica diploma. Mulțumim frumos! Va fi transmisă la rugămintea companiei. A patra diplomă se conferă pentru cel mai proactiv rezident, Code Factory SRL. Vă rugăm! Vreau să vă felicit pentru succesul obținut. Într-adevăr, acum un an în urmă ați deschis porțile pentru parcul IT aici. În jur de 30 de companii au crezut în asta. Rezultatele sunt excepționale și ce obțin atât noi contactori, cât cred și colegii care sunt rezidența parcului apreciază beneficiile care sunt. Pentru noi a fost bine. Noi am putut ca să creștem anul trecut cu plus 30% datorită acestui impozit care v-a fost diferit. Am putut ca să oferim mai multe beneficii pentru angajații noștri. Fiindcă noi avem filiale și în România, noi putem să comparăm diferența dintre a fi angajat în România și a fi angajat în Republica Moldova și diferența este mare, pentru asta vă mulțumesc, vă felicit că ați avut puterea să duceți la capăt acest proiect. Mulțumesc! Pentru merite deosebite în dezvoltarea și promovarea cadrului legal privind parcurile IT, diploma de onoare se conferă domnului Vitalie Tarler, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii. Vitalie nu aștepta această diplomă, dar trebuie să recunosc că a fost unul din primii entuziaști cu care am muncit foarte mult. Echipa a fost mult mai mare. Eu mă tem să nu scăp pe cineva de aici, dar am uitat să zic și de Violeta Văsă, care a stat alături de noi și a crezut în acest proiect.
Vreau să vă spun un lucru foarte interesant, pentru că văd și colegii de la Pricewaterhouse aici. Primul proiect reprezenta un impozit unic de 12%. Și nu a trecut în Parlament. Noi am acumulat forțe și când am venit a doua oară cu acest proiect, deja am impus impozitul de 7%. Dacă nu trecea nici a doua oară, poate beneficiați de un impozit mai jos. Eu urmează să prezint raportul și eu nu vreau să privatizez pentru mult timp scena. Eu trebuie să respect și etica profesională, totuși sunt în subordinea primului ministru. Dar dacă s-a schimbat speech-urile radical, dacă s-a pornit pe această notă sinceristă și mai familială, eu aș adăuga un prim-ministru și eu câteva secrete. Nici eu n-am crezut. Când am luat mandatul de vice-ministru, când am luat mandatul de vice-ministru, eu, printre primele sarcini, a fost 112 și parcă IT. După câteva zile de meditație, când am văzut că noi, de fapt, trebuie să construim un sistem fiscal paralel nou, eu nu am crezut că vom reuși, dar am mers cu încrederea împrumutată. Mi-ați împrumutat încrederea noastră. Am negociat cu Banca Mondială, mi-aduc aminte primele negocieri în oficiul Băncii Mondiale. Am negociat, am avut negocieri cu Price-ul. Am avut și toate aceste etape, le-am parcurs practic toate cu încredere împrumutată. Am ieșit cu o concluzie. Foarte curând am ajuns să cred în acest proiect. Concluzia mea a fost că proiectele de succes, proiecte de acest gen, se realizează cu cel puțin trei ingrediente. Trebuie viziune, trebuie leadership și trebuie resurse. Cel mai ușor am găsit resurse. Am avut lider. Și a existat o viziune. Viziunea a fost rezultatul unor circumstanțe. Domnul prim-ministru, când ați venit din sectorul privat, ați schimbat multe lucruri în aripa aceasta, sunt colegii mei din minister, ați schimbat multe lucruri în felul cum noi gândeam. Nu vrem proces, nu vrem rezultat. Aceasta a funcționat. Am primit multe laude pe parcursul ultimului an și ceva, cu mici excepții, poate anul trecut în august, dar în general vreau să aceste aprecieri să ajungă la adresat. Am primit complimente pentru acest proiect unicat, pentru acest proiect curajos și pentru perseverență. Le-am spus la fiecare etapă, a fost viziunea, a fost leadership-ul și a fost aceste ingrediente, aceste resurse. Acum avem o casă, dacă să parafrazez altă situație, știm cine este arhitectorul, știm cine sunt muncitorii, dirigenții de șantier, etc. Avem locatari. Cu siguranță locatarii de noi și vor aduce aminte doar atunci când vor găsi un perete strâns. Dar, indiferent de asta, pentru noi a fost o plăcere, pentru noi a fost o onoare și asta, dacă vreți, este și satisfacția funcționarului public, să vadă proiecte realizate. Vă mulțumesc personalul dumneavoastră. Ideea a fost într-adevăr excepțională. Ea funcționează. Mulțumesc, domnule prim-ministru, felicitări tuturor. Și acum domnului Vitali Tarlev, ca președinte a grupului de evaluare a acestui an de activitate, îi oferim cuvântul cu raport. Vă rog. A dispărut un slide, dar esența este simplă. Eu reprezint Comisia pentru Evaluare a Parcului Moldova IT Park. Comisia de Evaluare este un organism stabilit prin hotărâre de guvern 1143 privind evaluarea parcurilor IT. Conform acestei hotărâri de guvern, care desfășoară prevederile legii privind parcurile IT, legii 77 din 2016, se stabilesc niște obiective. Comisia evaluează conformitatea activității parcului acestor obiective și acest mecanism se lansează, se declanșează la etapa când toate companiile au realizat verificare internă conform legii privind parcurile IT,
Acest mecanism este de autocontrol, autoverificare, autodisciplinare. Companiile au posibilitatea singure să se autoverifice, singure să stabilească dacă au deficiențe sau nu sunt conforme cerințelor stabilite de lege. Au perioada de grație în care pot să-și remedieze deficiențele în așa fel ca să evite oricare dificultăți cu autoritățile. Respectiv, perioada de la 1 ianuarie până la această etapă a fost perioada în care au fost parcurse aceste etape. În fața aveți aceste obiective. În continuare vin cu câteva seturi de informații care vin să argumenteze concluzia Comisiei de Evaluare. Mulțumesc colegilor din cadrul Ministerului Economiei, din cadrul Ministerului Finanțelor, din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Ministerul Muncii și Asociația. Aceasta este componența Comisiei respectiv. Prima constatare ținea de numărul de angajați. În acest sens trebuia să ne conducem de obiectivul ca parcul să aibă o creștere constantă și calitativă a numărului de angajați. Nu este greu de a face concluzia. 339 de rezidenți pentru primul an de operațiuni în regim de parc virtual, dintre care circa 30% companii nou create, dintre care 30% companii cu capital străin. Aceste cifre sunt importante pentru ultimul slide, atunci când voi emite concluziile. Dinamica este pozitivă, este peste așteptări. Inițiatorii parcului aveau niște estimări cu de câteva ori mai modeste. Estimările noastre interne în minister erau tot la jumate, dar avem o cifră care este destul de încurajatoare. Concluzia este că comunitatea, business-ul a acceptat acest model. Este un slide cu foarte multe informații în el. Voi încerca să parcurg rapid. Dar, iarăși, reieșind din obiectivele stabilite pentru Moldova IT Park, contează volumul de vânzări, contează activitatea economică. Nu există interes economic pentru un agent, pentru un antreprenor să se afle în regimul parcului virtual și să nu producă, să nu creeze, să nu dezvolte servicii. Respectiv, el este sub un mecanism care permanent trebuie să elaboreze, să vândă. Și acest mecanism este unul de la fel de autodisciplinare și, dacă vreți, de a stimula permanentă activitate. Adică nimeni nu stă să se odihnească în parc. 1.756 de milioane venit prognozat. După cum venim, venitul raportat la sfârșitul anului a fost de 1.900 de milioane. Vreau să remarc că aceste cifre se referă la 297 de rezidenți, nu la 339, în simplu motiv că rezidenții care au accesat în parc în ultima lună al anului nu sunt subiect de raportare. Respectiv, acestea sunt cifrele de afaceri pentru 297 de rezidenți, din care 9 rezidenți nu au înregistrat venituri, 94% au raportat în cea mai bună manieră și s-au conformat pe deplin, avem o cifră minimă care pe parcurs a înlăturat aceste deficiențe. Oricum, rata de corectitudine și disciplină este una foarte îmbucurătoare, peste 94%. Impozitul unic și alte impozite sau taxe generate de rezidenții parcurilor IT, la fel, sunt niște cifre, deoarece aceasta a fost o etapă complicată la, când eram în proces de creație legislativă. La această etapă, întrebările erau care va fi impactul economic de pe urma acestei reduceri substanțiale la taxe. Chiar și fără analiză profundă, cifrele de 133 de milioane colectate impozit unic direct și alte taxe generate care nu sunt taxele rezidenților, dar sunt, conform legislației, impozit pe venit la sursa de plăți, asta pentru diferite genuri de servicii contractate de rezidenții parcului, și TVA pentru alte servicii și operațiuni, nu operațiunile directe, nu servicii, nu contractele directe a rezidenților parcului. Pentru rezidenții parcului există mecanismul de scutire de TVA. Procedura este descrisă în lege. Adică colateral la activitatea lor directă, i-au generat și efecte colaterale. Cotele activităților pe activităților din parc. Un criteriu, o preocupare majoră la etapa promovării acestui proiect a fost îngrijorarea că rezidenții parcului s-ar ocupa sub acest regim facil de alte activități
Și de aceea cifra de afaceri sau pentru a determina genul principal de activitate a fost ridicată până la 75%. Pentru comisie a fost îmbucurător să constate că de fapt majoritatea sau media pe parte este 95-94-95% de activitate pe genurile legate de dezvoltare soft, pe genurile de servicii IT, etc., etc. Adică activități colaterale, rezidenții nu au desfărat, ceea ce vorbește despre o determinare și o disciplină înaltă în acest domeniu și despre o responsabilitate a rezidenților. O cifră interesantă este a fost analizând costul vânzărilor față de venitul prognozat și aici diferența de fapt este profitabilitatea. Este o profitabilitate destul de înaltă, lasă spațiu pentru rezidenți să reinvestească, să se dezvolte și această marjă de fapt este acel avantaj competitiv la nivel regional oferit rezidenților parcului prin acest mecanism. Volumul exporturilor și consumul intern este un obiectiv foarte important pentru noi. Acesta a stat la baza, a fost printre obiectivele care a stat la baza elaborării acestui mecanism. Și la fel cifrele arată foarte îmbucurător. Noi avem structura de 1 la 4 și 3. Vreau zic că o cotă este consumul intern, 4 întregi și 3 zecimi, cote sunt produse și servicii la export. Respectiv, în așteptările noastre de a stimula exportul, de a stimula pătrunderea operatorilor sau agenților economici din Republica Moldova pe piețe externe sau îndreptățit. Este și o diagramă foarte interesantă aici, în stânga, după vânzările companiilor locale și străine. Vedem companiile străine, adică investitorii străini care au venit în zona parcului, sunt cei care generează peste 65% din produse și servicii. Alt obiectiv. Am vrut să atragem investitori, avem investitori. Venitul pe genurile de activitate a fost la fel un aspect foarte sensibil. Noi ne-am dorit să stimulăm industriile sau genurile de activitate cu valoare adăugată foarte înaltă. Adică dezvoltarea de produse și servicii și în acest sens tabelul sau această rezultatul analizei demonstrează, este unul foarte îmbucurător și demonstrează că de fapt activități de realizare a softului la comandă au constituit peste 57% din produsele și serviciile realizate în regimul parcului virtual. Celelalte două care urmează, prelucrarea de date, administrarea pagilor web, activități de consultanță, tehnologie, informații, sunt la fel de critice și la fel conțin o valoare adăugată înaltă și acest rating ne duce la o concluzie foarte pozitivă. Am fi vrut și aici m-aș adresa comunității sau business-ului. Noi în 20 iulie 2018 am venit cu ajutare legislativă care viza și cercetare dezvoltare, R&D-ul. Din păcate, cred că nu erați pregătiți, dar din păcate noi totuși ne așteptăm și noi considerăm asta a doua linie de perspectivă pentru Republica Moldova, linie de activități în domeniul IT. Noi am fi vrut ca acest potențial să fie realizat la capacitate mai înaltă. Dinamica și pe numărul de angajați și salarii medii. Iarăși unul din obiectivele cheie, atunci când s-a discutat despre acest regim fiscal deosebit, despre acest pachet de facilități, una din îngrijorarea echipei de autori a fost: noi vrem să reținem tineretul talentat în Republica Moldova, noi vrem să le oferim o alternativă competitivă și noi vrem ca modelul parcului IT să contribuie la rezolvarea acestei sarcini. Vă zic că însă și evoluția numărului de angajați este una constantă, am ajuns la cifra de peste 6700 de ingineri IT care sunt în regimul parcului virtual. Și această cifră crește constant. Noi avem chiar și un procent analizând pe eșantion. 781 de noi locuri de lucru au fost create doar în primul an de activitate a companiilor care au fost rezidente din prima zi în parcul IT. Creșterea este de 21,3% și 3%. Cu siguranță
Și aici constatarea este una simplă: dacă Moldova ar fi dispus de mai multă resursă umană calificată în acest domeniu, cunoaștem disponibilitatea și interesul companiilor IT să facă și mai multe angajări, cunoaștem de asemenea că mulți investitori ar veni să-și dezvolte, să-și extindă afacerile în Republica Moldova în condițiile disponibilității unei resurse umane mai numeroase. Salariul mediu a crescut cu 27% în nemijlocit în companiile rezidente a parcului IT. Dar totuși noi am considerat necesar să inserăm în acest raport de analiză o comparație cu salariul mediu pe industrie IT cu un an înainte, raportat la decembrie 2017. Dacă observați, creșterea este esențială, 2.5 și 3 ori. Noi cunoaștem ambele aspecte acestei probleme. Comisia a constatat o creștere constantă și conformă obiectivelor, dar noi cunoaștem preocuparea business-ului. Odată cu competiția, cresc salariile, presiunea salarială pe companie reduce din, să spunem, din interes, din profitabilitatea companiei, respectiv această latură sau această zonă rezervă de creștere este în mare parte consumată. Pentru noi, îmbucurător este că, de fapt, s-a realizat o legalizare a salariilor. Pe partea cealaltă, noi am recomandat companiilor să exploreze celelalte rezerve de creștere. Vreau să zic că dacă nu la săi cost, la creșterea calitativă sau calitatea contractelor. Adică contracte mai bine plătite, dezvoltare de produse cap-coadă, în așa fel că o mai mare cotă din produs sau din valoarea produsului să fie elaborată în companiile din Moldova și aceste profituri să rămână în Republica Moldova. Aici, scurt, doar ca să amintesc, regimul fiscal general ca structură și regimul fiscal din IT Park. Fiecare linie de activități de raportări din acest, sau fiecare rând din partea stângă, de fapt, înseamnă linii noi de raportare, riscuri de erori, riscuri de amenzi, calificări, persoane calificate, timp consumat. În partea stângă este regimul fiscal al parcului IT. Slide-ul este preparatoriu. Comparând colonița stângă-dreapta din precedentul slide cu aceleași, deja din punct de vedere a statisticii, și am luat ca referință anul 2016, când la momentul adoptării legii 77, practic industria, piața a primit un semnal clar că guvernul are un angajament pentru industria IT, că guvernul este deja angajat în acest proces. Și luând acest punct ca punct de start, l-am comparat cu primul an de activitate ca să facem pentru noi o concluzie referitor la efectele imediate. Vreau zic că dacă Sanităm are o creștere cu 107%, practic la 647 de milioane la 1.337 de milioane pe venitul de vânzări în companiile rezidente. Aici au fost analizate primele 20 de companii care de fapt generează peste 60% din volumul de vânzări. Pe a doilea rând vedeți salariul în aceeași manieră comparat, la care iarăși 254%, practic plus 154% creștere la salariu, 11.027.900. Numărul de angajați este o dinamică pozitivă, plus 28%. Și aici pe partea business-ului, beneficiile pentru business. Guvernul s-a dezis de impozite și taxe și contribuții, practic minus 49%. Guvernul s-a dezis, aici merge dezagregate deja pe două din cele mai importante componente, asigurări medicale și sociale, minus 70, minus 30. Putem considera cumva balanța se echilibrează. Adică mai multe vânzări, taxe înjumătățite, dar acest lucru trebuie să echilibreze balanța în ambele sensuri. Concluziile generale emise de Comisia de Evaluare sunt următoarele, că datorită sau analizând numărul de angajați, dinamica, constatarea este că modelul a fost acceptat pe deplin de industrie, numărul de rezidențe a depășit de 10 ori, pe cum vă spuneam, estimările inițiale a inițiatorilor,
Și cifra de rezidenți este 339 la sfârșitul anului, acum sunt peste 470 companii rezidente. Adică este obiectiv atins. S-a testat oficializarea afacerilor fără precedent, 94 de companii nou create, după cum am spus anterior, activitatea economică a fost analizată în medie, pe domeniu, pe industrie, în regimul de până la, în regim general și în regimul parcului virtual. Diferența este practic de 2 întreg și 20 ori. S-a dublat intensitatea operațiunilor și activității economice în regimul parcului IT. S-a testat oficializare, s-a declanșat procesul de oficializare a salariilor. De fapt, acest proces în mare parte se numește nu mărirea salariilor, ci oficializarea lor. Ceea ce era ca obiectiv să eliminăm așa fenomene negative ca, eu știu, contabilitate dublă, salarii mici, etc., etc., și alte elemente sau fenomene negative care erodează economic sau sistemul economic în Republica Moldova, practic este un prim pas. Vreau zic că nivelul de sau proporția consum intern și export vorbește despre un nivel înalt de repatriere a veniturilor și menținerea expertizei a profesioniștilor calificați în Republica Moldova. Fondul majorat de salarizare, vreau zic că având acea creștere la salariu, avem legal declarat un fond de salarizare de peste 180 de milioane de lei lunar. Acest fond de salarizare, dacă printr-o matematică simplă să admitem că chiar și jumătate din ei ar merge la consum și dacă vom ține cont de TVA pentru servicii și produse, putem ușor calcula cum stimularea consumului de fapt compensează acea reducere de taxe prin TVA și prin alte stimularea altor industrii, cum compensează acest gap. Salarizarea competitivă și motivantă a ridicat gradul de retenție în țară, este indubitabil. Este un obiectiv, sunt indicatori clar că acest obiectiv a fost realizat și în concluzie, vreau zic că dublarea fondurilor de salarizare a rezidenților parcului, implicita consumului general pe economie, dublarea venitului din vânzările medii anuale, de fapt înseamnă în esență, și aici colegii la Ministerul Finanțelor nu o să mă lasă să greșesc, este vorba despre majorarea bazei fiscale, este vorba de noi capitole sau noi beneficii pentru buget și înseamnă beneficii pentru salariat și înseamnă beneficii în general pentru angajator care la fel își are beneficiile sale. În urma evaluării, vreau zic că se constată că Moldova IT Park și-a atins integral obiectivele stabilite, generând un impact economic pozitiv și multiplicator. Este concluzia comisiei. A fost un... Asta este din partea comisiei și mă opresc aici, am să mai simt slagă. Mersi! Mulțumesc frumos! Vreau încă o dată să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în acest proces. Sigur, îi mulțumesc domnului prim-ministru pentru că ne-a acordat pe tot parcursul timpului tot suportul. Vreau să mulțumesc echipii domnului secretar de stat, Vitalie Tarlev, pentru efortul și munca care ați arătat-o pe această perioadă. Dar, sigur, tuturor agenților economici, rezidenților parcului și tuturor celor care au crezut în ideea acestui proiect, să-l numim așa. Este oare asta destul? Nu, tot timpul este loc pentru mai bine și, de fapt, platforma de discuții care avem noi în cadrul Ministerului și în cadrul administrației sau prin intermediul parcului IT, e o platformă care îmi dă nouă posibilitate continuu să îmbunătățim, să facem lucrurile astfel ca să creăm continuu condiții confortabile celor din domeniu. Avem câteva obiective pentru următoarea perioadă. Unul dintre obiective este focusat pe domeniul sau pentru agenții economici, pentru business, pentru business IT. Aici, chiar și din cifrele care le-am văzut în raport, cred că putem să contribuim și să facem posibil ca producătorii de software să poată vinde mai mult pe piața locală. Noi să gândim cum să facem ca produsele made in Moldova să
fie mai mult cumpărate sau pe o scară mai înaltă. O altă direcție ar fi atragerea fondurilor pentru start-up-uri. Și aici noi ne gândim cum să muncim împreună cu colegii de la ODIM, dar și cu partenerii de dezvoltare astfel ca să putem susține start-up-uri. Un alt obiectiv este resursa umană și aici vreau să zic că noi împreună cu colegii de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vom munci astfel ca să putem ajusta curicula continuu, să putem asigura necesitățile sau cererile care există pe piață. Vom lucra în continuare cu colegii de la Universitatea Tehnică. Vom lucra cu programele, domnul prim-ministru a menționat despre proiectul TEC, cu programele de dezvoltare continuă pe sector. Noi deja am făcut un pas, vom avea un următor TEC chiar în centrul capitalei, în centrul Chișinăului. În următoarea perioadă vom începe discuțiile pentru atragerea finanțării pentru acest proiect. Da, cel mai important obiectiv este să păstrăm, de fapt, statutul de cel mai original și atractiv set de facilități pentru domeniu și vorbesc nu despre piața din Republica Moldova, dar despre piața regională. IT Park in Moldova offers amazing opportunities. Virtual IT Park. You do IT from anywhere and get all the benefits. Single 7% tax on sales. IT visa simplifying hire of expat employees. Almost no interaction with state. Get IT in 2 steps. Apply for Moldova IT Park membership. Sign a contract. That's IT, folks. Visit www.moldovaitpark.md. That's IT, folks. Vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru implicarea în tot ce ține Moldova IT Park.